Salutare, salutare! Bună dimineața! Salut, Alex! Salut, salut, Nicom! Salutare pentru privitori! Acum intră lumea și văd că tot crește numărul de cei care intră să ne vizualizeze. Salutare! Eu sunt Nicolae Unțu de la OneIT și vă urez bun venit la o nouă sesiune Tech Time by OneIT, de data aceasta cu Alex Mihai de la Veritas. Bine ai venit, Alex! Îți mulțumim foarte mult! Pentru că ne-ai onorat invitația. De fiecare dată o să răspund pozitiv la invitațiile tale, Nicu. Și aș vrea să te arăt ceva, să vedeți cât de drag mi-a fost evenimentul vostru de anul trecut. Încă excelent! Mulțumim! Da? Mulțumim, Alex! Câți dintre voi îl mai aveți, dar eu le păstrez. Și eu. Și cu mare drag l-am găsit și pe al vostru de anul trecut, aici pe al treilea raft, în spatele meu. Păstrez toate cusoanele de la evenimentele la care particip. Super, și... mulțumim foarte mult. Suntem live pe YouTube și pe Facebook, pe canalele noastre. Mulți clienți ne-au comunicat chiar ieri după ce am comunicat subiectul, că este foarte interesant subiectul de astăzi. Este un subiect care prinde foarte mult, mai ales în ultima vreme. Bun, dar haideți să vedem, dacă chiar sunt curios, se aude, totul este în regulă din punct de vedere tehnic. Am rugămintea să postați în comentarii dacă este ok, dacă se aude și dacă totul este în regulă cu partea tehnică. Și sunt curios chiar de unde ne urmăriți. Dacă sunt anumite localități care de prin țară, la sesiunile trecute am avut chiar din toată țara, și ceea ce ne-a bucurat foarte mult. Alex, subiectul de astăzi este foarte interesant, despre ransomware și protecție date. Ce poți să ne zici despre acest subiect? Păi, cred că subiectul este în ADN-ul Veritas, în primul rând, pentru că Veritas este o companie de data management. Prin data management nu înțelegem doar componenta de protecție, înțelegem atât componenta de availability, cât și de componenta de insight. Ce înseamnă availability? Înseamnă să am disponibilitatea datelor mele, indiferent de sisteme, foarte important, adică să nu fim limitați de sistemele de operare, să nu fim limitați de bazele de date. Este foarte important, iarăși, să nu fim limitați de mediul în care se află datele noastre. Și aici aș vrea să trecem un pic în revistă. Gândiți-vă în primul rând la voi. Unde sunt datele voastre în momentul de față? Pe telefon, în primul rând, că stăm tot azi cu telefonul în mână, da? Dacă suntem pe telefon, avem un cont de o aplicație de productivitate numită Task Productivity Cloud, adică avem un G Suite acolo instalat, un Google Photos, avem un OneDrive de la Microsoft pentru cei care folosesc adrese de Hotmail sau plătesc un cont de Office 365 personal. Avem pe nasurile noastre din casă unde păstrăm amintirile din vacanțe, fotografii și așa mai departe, da? Ca să avem acces peste tot. Știu prieteni care au investit aproape 1000 de euro în astfel de sisteme pentru a-și accesa datele de oriunde, pentru că după cum bine știți, Bucureștiul este mai mult moldovean decât autohton. Prin urmare, și eu mă intru în categoria asta. Bunicii sunt la distanță și trebuie să șiruim informații cu ei. Dar atâta timp cât am ieșit pe un internet, deja ne supunem unor riscuri. O să vorbesc un pic și de zona de insight. Pentru că am vorbit de protecție, am vorbit un pic de zona de availability, să avem acces la datele noastre oriunde se află ele, bineînțeles, și zona de insights, pentru că, după cum vă spuneam anul trecut în prezentare, peste 50% din datele unei companii, nu doar ale noastre personale, cred că ale noastre sunt 100% date nestructurate, avem în spate zona de regulație. Și aici aș vrea să ne gândim. Cred că cea mai usturătoare regulație pe care o avem în zilele de astăzi se numește GDPR. Da. Dar pe lângă GDPR sunt și alte regulații în funcție de industria în care dumneavoastră activați. Dacă activați în healthcare, este HIPAA, da? Vorbeam cu un client de la Iași, acum vreun an de zile. Ei produc componente pentru avioane. Habar nu aveam că există un standard acolo, se numește ITAR,
International Traffic in Arms Regulation. Și bineînțeles, tot fluxul de producție trebuie să fie monitorizat în baza acestui standard. Poate v-ați uitat cândva la dezastre în aer pe Discovery și ați văzut că stau și analizează poate cu lunile, cu anii, de ce s-a întâmplat un accident. Da? Și apoi se duc pe fluxul de producție și identifică componenta, identifică omul care a lucrat la lotul respectiv. Da? Deci nevoia de trasabilitate duce practic la o astfel de regulație ca toată lumea să lucreze sub același standard. Avem și în industria financiară, avem regulații, pe lângă GDPR avem MiFID 2, ne obligă sau obligă băncile sau asiguratorii să păstreze pentru 5 ani de zile istoricul lor. Haideți să ne gândim mai aproape, la noi în România, legea comercială. Arhivați contractele timp de 10 ani de zile. Știți ce se întâmplă în zona medicală? Lucrul ăsta mi s-a părut fenomenal. Analizele noastre, RMN-urile pe care le facem, da? Analizele de sânge, RMN-urile, imagistică, radiografie și așa mai departe. Toate aceste informații despre noi, un producător trebuie să le păstreze, ghici cât, 10 ani după ce moare pacientul. A, 10 ani după ce moare pacientul. După ce moare pacientul. Și o să vă întrebați de ce anume. Pentru că este foarte simplu. Eu dacă îmi fac o asigurare de viață și la momentul semnării mint că nu am cancer, Doamne ferește, bat în lemn, da? Asiguratorul va trebui să caute toate aceste informații despre mine ca să nu-mi plătească polița de, să nu plătească familiei polița de asigurare. Da? Gândiți-vă că lucrurile acestea se întâmplă în Statele Unite, sunt plătiți medici pentru așa ceva. Da? Deci zona de insight totdeauna va rămâne o prioritate pentru chiar și companii mici și companii mari. O să vă dau un exemplu și o să termin cu zona de insight și o să ne întoarcem la zona de protecție. Anul trecut am făcut un POC cu un vendor de mașini. Mai mult nu mă pic ce este POC, că poate dacă sunt persoane care nu știu ce este POC să explică ce este termenul. Am făcut un proof of concept. Clientul a zis, eu vreau să testez soluția ta înainte să iau decizia de achiziție. Da. Și ok, am făcut pe un tool numit Data Insight, care se uită la datele noastre nestructurate și aici o să discutăm, o să micșorăm orizontul nostru de discuție de repozitorii la zona de file server. În jur de 1000 de angajați, gândiți-vă la clientul acesta. Dimensiunile file serverle nu le știu în momentul de față, pentru că noi în zona de testare am testat doar pe o foarte mică componentă din zona de file server, pentru că nu ni s-a dat acces la întregul file server. Și ce am descoperit într-o analiză scurtă de documente? 56% din documente nu au fost modificate sau nu au fost accesate în ultimii 2 ani de zile. Gândiți-vă că acel storage pentru file server este un storage de producție, da? Nico o să poate să ne explice și mai bine ce înseamnă un storage de producție. Un storage de producție la 1000 de angajați înseamnă un storage foarte performant. Un storage exact. Care costă de ordinul zecilor de mii sau poate sute de mii în funcție de capacitatea acelui storage. Și acum întrebarea pe care clientul și-a pus-o: are rost să mai cumpăr un sertar de storage sau are rost ca aceste documente care nu sunt accesate să le mut pe un storage mai ieftin? Da? Vă spuneam, Veritas este o companie de software. Veritas tot timpul va încerca să optimizeze infrastructura existentă a clientului. O să vorbesc de cealaltă componentă și chiar mă opresc să vorbesc despre Insights astăzi. O componentă de monitorizare în zona de infrastructură. Când vorbesc în infrastructură, o să mă întorc chiar și o să vă spun unde vă țineți datele. În on-prem, în virtual, în cloud, da? Ei, componenta asta de monitorizare din portofoliu Veritas se uită în toate aceste componente, inclusiv în switch-urile SAN, care fac legătura între storage-uri și utilizatori, practic, da? Și culeg informații, apoi le varsă într-o bază de date performantă de la Oracle, care vine built-in în aplicația noastră, și cu niște algoritmi proprietari Veritas, aptare, da? Plus, foarte important, AI, da? Folosim inteligența artificială pentru a putea îmbunătăți tot timpul acești algoritmi și pentru a îmbunătăți comportamentul infrastructurii, personalizăm infrastructura acum, da? Astfel încât clienții noștri să poată să facă forecastare.
să poată să facă previziuni despre cum crește utilizarea de storage, cum cresc utilizarea de performanțe pentru zona de data center, mă refer aici la procesor și la RAM, astfel încât eu să pot să-mi fac bugetările cât mai corect. Pentru că iar o să mă întorc la Nicu, pentru că Nicu este mare vânzător de hardware. Chiar am discutat zilele trecute cu cineva, dimensionam un server, un storage destul de mare și aveam discuții referitor la partea de backup și cum trebuie să fie aceste lucruri. Și chiar am rugămintea dacă, că sunt multe întrebări în zona asta, dacă aveți întrebări, puneți-le jos în comentarii, atât pe YouTube cât și pe Facebook, noi le vedem în timp real aici și putem să răspundem la aceste întrebări. Alex are destul de multă cunoștință în zona asta și sunt lucruri care trebuie analizate și trebuie văzut cum e cel mai bine să facem în business-urile noastre ca să ne protejăm datele. Deși vârsta nu o spune, muncesc de vreo 15 ani în industria de IT. Am lucrat pentru Microsoft, am lucrat pentru 3 integratori de sisteme în România și acum sunt la un alt vendor, la Verita. Când am lucrat în zona de integrare, vă spun sincer, când vorbeam de dimensionarea necesarului de hardware, tot timpul se discuta despre 3, 4, 5 ani de zile, astfel hardware-ul respectiv să mai ajungă 3, 4, 5 ani de zile. Gândiți-vă, îmi cumpăr o aplicație, automat o să îmi cumpăr hardware-ul necesar pentru aplicația respectivă. Mai cumpăr o aplicație, iarăși dimensionez pentru că m-ai pus pe mut. Nu m-ai pus, m-ai scos de pe mut. Prin urmare, pot să am un astfel de proiecte pentru o companie mai mare din România, chiar și din afară, resurse neutilizate. Și aici a intervenit partea de virtualizare și optimizare pentru resursele de tip procesor, RAM și, bineînțeles, storage. Da? Apoi vine Veritas cu un astfel de tool de monitorizare care pune într-o singură aplicație, foarte important, am spus o singură aplicație, toate informațiile despre infrastructura mea și mi le livrează sub formă de rapoarte ca eu să pot să iau decizii. De ce am spus o singură aplicație? Pentru că un sysadmin are aplicația de monitorizare a storage-ului de la vendorul de la care a cumpărat. Da? Un VMware admin are consola de VMware admin, monitorizează totul de acolo. Da? Dacă vorbim de 3 tipuri de storage în cadrul unei companii, vorbim de 3 aplicații diferite. Dacă vorbim de 2 hipervizoare, automat o să avem 2 tool-uri de monitorizare. Dacă vorbim de networking, de switch-uri, automat o să fie o altă aplicație de monitorizare. Dacă mai ciupim și din cloud, Azure și Amazon, deja am ajuns la 7-8 aplicații de monitorizare, la 7-8 diferiți oameni care trebuie să facă aceste task-uri de monitorizare. Da? Gândiți-vă că Veritas vine și pune într-o singură aplicație toate aceste informații despre infrastructura mea și mă ajută să iau decizii de optimizare, de cutting cost, de optimizarea resurselor din zona de cloud. Foarte important, de forecastare, de predictibilitate, astfel încât eu să pot să-mi dimensionez cât mai corect astfel de infrastructuri și, bineînțeles, să-mi optimizez bănuți. O să mă întorc la zona de protecție. Și haideți să vedem. Iarăși, desktop-uri, telefoane, servere, folosim file servere, folosim SharePoint on-prem, da, folosim alte tool-uri de repository. Eu trebuie să protejez toate aceste informații, pentru că informația, datele mele, de fapt, reprezintă cea mai bogată resursă, asset pe care o companie îl poate avea alături de oameni. Da? Nu doar oamenii creează informații, și tool-urile creează informații și vă spuneam de adaptare pentru zona de monitorizare. Da? Prin urmare, fiecare utilizator are comportamentul propriu. Vă spun sincer, proiectele de standardizare pe care le-am văzut sunt foarte greoaie datorită rezistenței la schimbare. Toți avem o rezistență la schimbare. O să fie mai greu să folosesc. Este o curbă de acceptanță, dacă bine o știți. Da, mai întâi vine entuziasmul să folosim ceva nou, apoi ne dăm seama, e nou, e greu de folosit, nu sunt obișnuit cu așa ceva. Și atunci entuziasmul nostru scade până la un nivel maxim, după care începem să ne acomodăm cu acel lucru nou din viața noastră, câștigăm încredere pentru că învățăm să-l folosim cât mai bine și apoi entuziasmul nostru crește la un punct maximal, în momentul în care vine cineva cu o idee foarte frumoasă și hai să schimbăm tool-ul respectiv, am găsit un tool mai bun. Cam așa se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Da? Deci, indiferent de unde sunt datele noastre, noi trebuie să le protejăm. Exact.
Știu că s-a vorbit foarte mult de ransomware și în prezentările făcute de One IT înaintea mea. Cam toată lumea are soluții. Eu spun așa, Veritas are un ecosistem de soluții de protejare a datelor în funcție de mediul în care se află aceste date. Este foarte important. Dacă discutăm de ransomware, haideți să vedem ce înseamnă ransomware în primul rând. Pe scurt, nu sunt o persoană tehnică și i-am promis lui Nicu că eu nu voi face o prezentare tehnică. Nu știu să fac o prezentare tehnică. Poate folosesc termeni tehnici pe care îi înțeleg, dar eu nu sunt un om tehnic. Ce înseamnă ransomware? Pe scurt, cineva accesează resursele mele, bineînțeles într-un mod fraudulos, da? Și apoi îmi cere un ransom, o răsplată. Dacă mi-am blocat calculatorul, trebuie să plătesc niște bitcoin, niște litcoin, niște criptomonede, astfel încât ei să-mi deblocheze datele. Nu faceți greșeala să plătiți acel ransomware. În Statele Unite deja există lege care spune că plata de ransomware este o ilegalitate. Să nu cădeți în această plasă. Da. Da, dar știi că am întâlnit, de exemplu, chiar instituție publică care a avut, din păcate, atac ransomware și a fost nevoită să plătească. Însă, dacă e ilegalitate, cum își recuperează datele? Cu tool-uri. Aici vorbim de tool. Da? O să vă mai arăt ceva. O să spuneți că în zona de cloud, datorită faptului că fiecare vendor are 99, 94, 95, 96, 98% availability pentru serviciul respectiv, automat intră și zona de protecție. Nu cădeți iarăși în plasa acestor informații, pentru că informațiile sunt cumva corecte, dar în același timp sunt informații cu impact foarte mic în cazul unui atac de tip ransomware în zona de cloud. Mă refer aici la Office 365, mă refer la G Suite, la Salesforce, la Dynamics 365 sau orice alte tool-uri folosiți dumneavoastră din zona de cloud. Începând cu data de 1 august, Salesforce, unul dintre cei mai mari vânzători de CRM web-based, adică rulează în data center-le Salesforce, a renunțat la componenta de protecție de date. Explicația este pe site-ul lor și o spun foarte bine, pentru că ei cu tool-urile lor personale nu au reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor clienților când vorbim de zona de recovery. Da? O să dau un share. Oamenii și-au recunoscut. Guys, eu nu mai putem să facem lucrurile. Sunt alții mai buni decât ei la protecția datelor. Exact. Mergeți voi unde vreți voi și alegeți voi singur și vă faceți protecție la SaaS backup. O să dau un share screen. Da. O să mă mut un pic pe ecran, pentru că dacă am niște informații, 100% le share-uiesc cu voi, pentru că sunt informații publice la genul. Sunt pe pagina Microsoft, da? La Service Agreement. Da? Știu, dumneavoastră dați click, next, next, nu prea citește lumea. Dar haideți să vedem ce avem aici la disponibilitatea serviciului și nu numai. Service Availability, da? Pe lângă celelalte informații, Microsoft ne recomandă să folosim un backup în mod regulat și, bineînțeles, să apelăm la fie aplicațiile din store-ul Microsoft, fie să apelăm la niște aplicații third party. Da? Vă spun de ce, pentru că am vândut foarte mult Office 365 în România, o să vă spun de ce informația este greșită și corectă în același timp. Pentru a oferi 99.99 availability, fiecare vendor de cloud va face o copie a datelor sale. Inclusiv Veritas, dacă apelați la Veritas SaaS backup pentru protecția de Office 365, Salesforce, G Suite și Dynamics 365, face mai multe copii ale datelor dumneavoastră. Și o să vă spun care sunt motivele. Motivele, în primul rând, pentru a oferi consistență datelor dumneavoastră. În caz de ransomware attack, în caz de ștergere eronată, foarte important, în caz de ștergere voită. Știu că mâine plec de la One IT, în momentul înainte să predau laptopul, shift delete la toate informațiile la care am acces. Da? Știți că există o perioadă în care acele informații se mai păstrează în recycle bin, la Office 365 este 30 de zile, după 30 de zile
am pierdut informațiile respective. De cele mai multe ori descoperim lipsa acelor informații după cele 30 de zile și nu mai putem să recuperăm absolut nimic de acolo. Am întâlnit cazuri de genul acesta, nu vă spun prostii. Am întâlnit, cel puțin în zona de vânzări, pleacă vânzătorul de la mine, se duce la concurent cu toate informațiile la care are acces și le șterge în momentul în care am plecat. Da? Copiile pe care Microsoft le face din Office 365 sunt copii pentru a acoperi acel SLA. Dar dacă eu am un ransomware attack în Office 365, dacă am o ștergere voită de documente, dacă pică Office 365, eu ca deținător de date nu voi avea acces la datele respective. Credeți-mă, știu ce spun, am văzut lucrul acesta și cu insistență, pentru că clientul era într-un proiect de testare pentru noi versiuni la Microsoft, doar așa am reușit să fac un recovery la un client din România pe Dynamics 365 acum vreo 4 ani aproape. Da? Deci cu insistență, cu rugăminți, în 2 săptămâni a durat toată acea zile. Acel client care a avut problema pe Dynamics, ce a greșit? Ce a greșit? Vă spun ce se întâmplă în modul de zi cu zi. Omul a dat shift-delete crezând că este în mediul de test, dar de fapt el era în mediul de producție. Avea un server de test și credea că e pe el, de fapt era pe serverul normal, uzual. Exact, el era pe serverul de producție. Da. Asta s-a întâmplat la clientul respectiv. Vă dați seama că și-au dat seama imediat, pentru că erau 250 de angajați care lucrau worldwide pe platforma respectivă, nu doar din România. Clientul era compania americană, aveau sedii inclusiv în Japonia și Australia. Și automat, fiind fus orar diferit în celelalte țări, oamenii erau și lucrau și s-au sesizat. Repet, a fost o excepție. Nu cred că în ziua de astăzi se mai întâmplă excepții, pentru că, după cum ați văzut în Service Availability, Microsoft vă recomandă treaba asta și nu o să mai piardă timp nimeni de la vreun vendor de SaaS ca să vă recupereze datele dumneavoastră. Da? Vă spuneam de Salesforce, care a renunțat definitiv și le-a recomandat clienților să-și cumpere o astfel de suită de backup, de protecție pentru conținutul de cloud. Bun. Vă spuneam să înțelegem un pic conceptul de ransomware, da? Ne blochează datele, ne blochează accesul la tool-urile, la device-urile pe care le folosim. Cum intră acest ransomware la noi în organizație? Este foarte, foarte important să înțelegem lucrul acesta. O să am o altă prezentare, o altă pozică pe care vreau să vă arăt. Dar o să și vreau să discutăm pentru cu niște exemple concrete pe care le am de la diversi parteneri cu care am discutat. Este important să analizăm și exemple ce au făcut alții sau măcar să ne inspirăm din greșelile și le-au făcut alții, să nu le facem și noi în afacerile noastre. Protecția sau informația cu privire la numele clientului este atât de importantă în astfel de situații de ransomware, încât prietenii cu care am discutat nu mi-au dat numele clientului. Dar știu industria, vorbim de industrie de retail, vorbim de industrie de utilități, da? Și cunosc un ultim caz, un client din zona de asigurări. Vă spun ce s-a întâmplat. Un angajat, pe timpul pandemiei, a fost plecat în statele, în UK, în Londra. Ce a făcut angajatul respectiv? S-a conectat la un wireless free. Tu cum bine știți proverbul românesc, ce este gratis, de fapt nu este gratis. Exact. Da? Așa a conectat acel utilizator ransomware, care a stat inactiv pe laptopul său, s-a întors din Londra, clientul respectiv, s-a conectat la rețea, iar într-o duminică dimineață la ora 5, sau sâmbătă dimineață la ora 5, a început să-și facă de cap acel ransomware de acolo. Da? Practic, ei au prins duminică pe parcursul zilei, întâmplător, niște sysadmin făceau niște activități de mentenanță și au descoperit că nu mai au acces la anumite sisteme. De cele mai multe ori, sistemele care sunt afectate în cazul atacului de tip ransomware sunt sistemele de tip Windows. Da?
fie că vorbim de stații de lucru, fie că vorbim de zona de unde observă. Da? În momentul respectiv, când au depistat atacul, atacatorii blocaseră deja majoritatea sistemelor Windows din zona de data center, dar fiind faptul că era atât de dimineață, au reușit să blocheze, cred că undeva la 2-3 laptopuri, da? Nu s-au atins de mediile Linux, foarte important, nici la asigurator, nici la acest client din zona de retail de care vă vorbesc, nu s-au atins și i-au prins în momentul în care i-au început deja să mute backup-urile. Nu o să spun ce soluții de backup era acolo, nu era Veritas, vă spun sincer, erau pe Windows, criptaseră inclusiv serverul de backup, dar soluția respectivă de backup, neavând o protecție a fișierilor de backup, deja atacatorii trimiteau backup-urile spre analiză. Da? Ei deja furau date, nu doar că ne-au blocat accesul, ei deja furau date de la clientul respectiv. Da? Bineînțeles, s-a închis toată firma, a durat vreo 2 săptămâni pentru restaurarea backup-urilor și punerea în funcțiune a sistemelor. Ce vreau să vă spun aici, 2 săptămâni este o medie, este un timp valabil pentru clientul despre care am discutat, da? Pentru companiile cu care am discutat. De cele mai multe ori, după cele 2 săptămâni în care noi am revenit cu sistemele și suntem up and running, urmează pentru cele mai multe companii o zonă de analiză pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Ransomware-ul acesta a stat circa o lună de zile până să ia măsuri și să acționeze. La alți clienți am auzit că ransomware-ul a stat aproape un an de zile în infrastructură pentru a nu crea anomalii. La clienții mari, un an de zile în infrastructură, a stat ascuns și din când în când mai făcea câte o mică activitate pentru a nu crea o anomalie. Cu ce urmărim o astfel de anomalie? Care e explicația? De ce stă atâta timp ascuns ca să nu-l detecteze prea repede vreun program? Da. Asta unul la mână, pentru că eu creez o anomalie, creez un wave, creez un val în infrastructura mea. Dacă clientul are in place o soluție de tip SIEM, da? SIEM, pentru cine nu știe, este o soluție care analizează comportamentul tuturor utilizatorilor și device-urilor din infrastructura mea. Corelează toate aceste informații și dau alerte în momentul în care văd că ceva nu este normal. Creează pattern-uri, face user forensic, creează pattern-uri de utilizatori. Adică eu știu că eu, Alexandru Mihai, când vin la birou prima oară, mă conectez pe VPN, pentru că pentru mine este foarte important să am o legătură securizată către resursele companiei. Apoi ce accesez? File server, portalurile interne și așa mai departe. Acesta este comportamentul meu. Poate... Și acest comportament, el îl trimite către hacker sau cum? Care e logica? Nu. Acest comportament este analizat de către soluția numită SIEM. Da? Ransomware-ul, ca să nu facă valuri și să nu trimită să fie detectat înainte de a produce damage-ul, el acționează foarte lent, da? Astfel încât să-și culeagă informațiile. Și ce culege din infrastructura noastră? De cele mai multe ori îi ia un timp foarte mult să caute, sau mai puțin, dacă depinde de utilizatorul numit Global Admin, da? Adminul infrastructurii, unde ține parola și cum își protejează parola. Da? Odată ce a pus mâna pe parola, adică un atac ransomware complet și poate cel mai bogat din perspectiva furtului de informații, este să pun mâna pe parola de admin la infrastructură. Da? Știți că am un admin la Active Directory și el are acces la toate celelalte sisteme pentru că sunt construite pe bază de Active Directory. Da? Odată ce am pus mâna pe parola respectivă, am control asupra întregii infrastructuri. Am schimbat parola. Întrebarea asta, chestii automatizate sau cineva efectiv le verifică manual dacă este parolă sau dacă este ceva anume? Sunt chestii automatizate, vă dați seama. Pentru că în codul respectiv, în injecția de cod pe care o fac, ei, în algoritmul respectiv, ei asta scriu. Să detecteze parolă, da?
Cum sunt parolele în ziua de astăzi? Da? Să aibă minim 6 caractere, să aibă o literă mare, o literă mică, să aibă o cifră, să aibă un semn de punctuație. Da? Automat, în momentul în care detectez o înșiruire de minim 6 cifre, îmi dau seama că este o parolă. Cum și noi avem o soluție în Data Insight, în soluția de clasificare, știm foarte clar ce înseamnă un CNP. Da? Să nu picați în plasa faptului că orice înșiruire de 13 cifre înseamnă un CNP. Noi validăm cu regex-ul să vedem dacă începe, dacă este algoritmul din spatele creării acelui CNP. Da? Pentru că 13 cifre poate să însemne codul EAN. Ce este codul EAN? Este codul de bare de pe produsele pe care noi le cumpărăm în fiecare zi de la supermarket. Este tot un cod de 16 cifre, unic. Și acela, pentru că eu mă duc la un furnizor de cod de bară și îmi dă un cod unic pentru produsul meu. Da? Bun. Ne întoarcem la analiza comportamentului. Deci stau ascunși o perioadă de timp până își găsesc, să spunem, nișele de atac. Apoi, în momentul în care atacatorul consideră că este final planul de atac, practic îl și demarează. Da? Deci, durata cea mai mare pe care am auzit-o eu este un an de zile. Repet, în companii specializate care vin cu tool-uri sau clienți care își cumpără astfel de tool. Vă spuneam de SIEM pentru analiza comportamentului utilizatorului și culegere de loguri. O soluție de genul acesta, din zona de integrare, cred că cel mai ieftin SIEM pe care am auzit că s-a vândut a fost vreo 50.000 de euro pentru 250 de utilizatori. Da? Nu doar că mă costă atât un SIEM să-l cumpăr. 50.000 de euro, cine a câștigat banii ăștia? Cine i-a încasat? 50.000 de euro i-a încasat producătorul soluției de SIEM, de analiză. Da? Apoi din, din serviciile de implementare și configurare a tool-ului respectiv, el va avea un proces de learning. Da? O perioadă, ca și la o soluție de DLP, un minim 6 luni de zile, eu învăț aceste comportamente ca să pot să am acel pattern despre fiecare utilizator, după care, practic, eu pot să configurez și să fac fine-tuning pe SIEM-ul meu. Să mă pot să-mi dea alerte, să nu-mi dea, să micșorez plaja de alerte false, asta e cel mai important. Da? Și fine-tuning-ul ăsta durează chiar și un an de zile. Depinde cât de mare este infrastructura mea și cât de mulți utilizatori am. Bineînțeles, partenerul va fi tot timpul lângă client pentru a updata soluția respectivă. Repet, este un timp pe care nu orice organizație îl permite. Îl va permite o companie care lucrează într-un mediu regulat, ca un asigurator sau o bancă, dar dacă vorbim de un retail, poate nu mă interesează să dau 60.000 de euro, 50.000 de euro pentru o soluție de SIEM, pentru că îmi iau o soluție de securitate, îmi iau un firewall puternic, un next generation firewall. Asta ziceam, că nu are sens să dai atâția bani când, de fapt, poți să-ți iei o soluție de securitate care te scapă de cheltuiala asta. Depinde. Uite, vezi, tu deja ai reacționat din propria experiență, da? Poate pentru tine nu este important atât de mult nici cu comportamentul utilizatorilor. Dar dacă eu lucrez în proiecte confidențiale, în proiecte cu informații secrete pentru companii, da? Poate sunt o companie mare, mă duc la licitații de milioane de euro, mă interesează ca acea informație să fie securizată. Mă interesează ca accesul la informație la un proiect să fie doar către oamenii din proiectul respectiv, să nu pot să dau share. Foarte important lucrul ăsta, că și GDPR-ul spune. Să vedem cine are acces la informații, la ce informații are acces clientul, utilizatorul respectiv. Da? Și aici fac o mică paranteză, iarăși ne întoarcem la legislația din România. Concediu medical conține, documentul concediu medical conține atât date personale, adică nume, prenume, CNP, adresă, dar conține și date sensibile, diagnosticul. Da? Documentul respectiv, conform legislației din România, trebuie să fie vizibil în cadrul unei organizații doar între două persoane. Angajatul care a fost în concediu medical și o singură persoană de la departamentul de HR. Cum între ei, două persoane? Între cei care a fost în concediu medical,
da, între pacient angajat, da, să-i spunem așa, care are dublă titulatură, pentru că are un concediu medical, și o singură persoană de la departamentul de HR, care practic va manageri documentul respectiv în interiorul organizației. Da? Asta spune legislația din România. Acum o să vă întreb simplu. Când ați fost în concediu medical ultima oară? Eu cred că am fost în concediu medical când lucram pe la Microsoft, mi-a rupt piciorul la fotbal și atât am fost în concediu medical, că altfel eu n-am avut concediu medicale. Și atunci ce am făcut? Am scanat concediu medical, l-am trimis pe Messenger, că era Messenger către șefă pe vremea respectivă, am trimis către departamentul de HR, s-a plimbat concediu medical peste tot. Uite că a venit și o primă întrebare. Da. Răspundem imediat ca să pot să-mi termin ideea. Să termin ideea și să răspundem la întrebare, da. Deci din punctul acesta de vedere, soluțiile de analiză post-atac sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Gândiți-vă că atacurile de tip ransomware de cele mai multe ori pot fi targetate. Pot fi targetate. Cum targetez? Păi mă uit la Nicu. Mă uit la Nicu ce postează pe Facebook, mă uit la Nicu unde dă check-in și învăț comportamente. O să vă dau un exemplu în legătură cu ransomware-ul, pentru că este un atac de tip phishing acolo, dar gândiți-vă ce s-a întâmplat, e public, gândiți-vă ce s-a întâmplat la Bistrița, nu o să dau numele clientului, cu acel director financiar care a primit un email. Da, care a primit un e-mail de la directorul general, fiind plecat în concediu și a spus, transferă cât? 40 de milioane de euro, oameni buni. 40 de milioane de euro în contul ăsta. Deci cei care nu știți, știrea cred că e publică, se poate căuta pe net. Este publică și prin urmare 40 de milioane au plecat din contul respectiv. Da? Am mai întâlnit și la alți prieteni. Sunt în concediu, te rog, trimite-mi pe contul ăsta de Revolut 2000 de euro, că am nevoie urgentă de bani, îi transfer înapoi când mă întorc. Da? Îmi povestea un CISO, tot un atac de tip phishing, un angajat de la departamentul de HR a primit un e-mail de la un fals angajat că el vrea să-i livreze salariul în contul acesta IBAN. Un cont de ING, de bancă, da? Deci bancă locală. Și răspunde departamentul de HR, răspunde, te rog frumos să-mi trimiți o copie, un extras de cont. Extras de cont ce înseamnă? Numele, prenumele și contul IBAN pe care îl dețin eu la banca respectivă. Da? După care el vine cu un print screen. Bineînțeles, un print screen editat, o poză editată. Și departamentul de HR, pentru că era un open space, știți cum sunt birourile open space, se ridică, doamna de la HR se ridică și spune, Marise, dăm te rog documentul, nu trebuie poze, îmi trebuie document ca să poți să-l pun la dosarul tău. Și se întoarce tipul de acolo și spune, ce document? Păi uite, tocmai mai scris că vrei să-ți transfer salariul într-un alt cont IBAN. Iar colegul respectiv făcea parte din departamentul de securitate al companiei respective. O companie de betting, o companie care dezvoltă platforme de betting online. O companie foarte mare, client Veritas pe NetBackup. Da. Ăsta este doar un alt exemplu de analiză, că spuneam Nicu, că atacurile de tip ransomware pot fi construite în timp și pot automat să spunem, simula comportamentul angajaților. Gândiți-vă foarte bine unde sunteți, unde dați check-in pe Facebook, pentru că cineva se uită după voi. Da, gândiți-vă în perioada sărbătorilor câte case sunt sparte pentru a fi jefuite, da? Pentru că proprietarul dă un check-in că e la Predeal sau în Poiană, da? Și nu e nimic de acasă în perioada respectivă, da? Da. Se întâmplă foarte des ca cele mai multe atacuri să fie targetate și cineva să urmărească comportamente de utilizatori. Da? Poate acesta este și motivul pentru care un ransomware stă în stare latentă și din când în când generează niște acțiuni pentru a învăța comportamente și a simula apoi comportamente. Dacă v-ați uitat la
filmele acelea frumoase despre Cambridge Analytica și celelalte, da? O companie deținea despre noi pe Facebook, în funcție de ce postăm, de ce ne uităm, ce scrollăm, la ce suntem atenți pe Facebook, 15.000 de atribute despre fiecare utilizator. Pentru 15.000 de atribute pentru un utilizator? Pentru un utilizator. Și crea acolo un better utilizator, ca să poți să-l manipulezi apoi, să poți să-i bag reclame și așa mai departe. Gândiți-vă că asta este logica din spate și a atacurilor de tip ransomware. Sunt din acestea care sunt mai slabe, da? Și aici puteți să simulați, inclusiv la noi la Veritas, s-au simulat atacuri de genul acesta, în care primeam anumite e-mail-uri să-mi schimb parola de LinkedIn, să-mi schimb parola de acces la un anumit portal intern. Te prinzi foarte repede că în momentul în care ești într-o corporație de genul acesta, ai single sign-on, adică cu același utilizator și cu aceeași exact, Paul, s-a închidat toată lumea Facebook-ul. Ai un singur utilizator și aceeași parolă peste tot, da? Iar în momentul în care cineva îți trimite un astfel de e-mail să schimbi parola pentru un singur tool, deja mi s-a părut ciudat. Dați click. Partea de educare a utilizatorului este cea mai importantă componentă din platforma de reziliență pe care Veritas o propune. Da? Învățați utilizatorii. De cele mai multe ori, dacă primiți un e-mail în limba română, prin simplu fapt că este scris gramatical greșit sau nearticulat, înseamnă că s-a folosit un Google Translate în spate pentru a crea mesajul respectiv. Și cel mai bine este analizați acest comportament. Dacă ați văzut un lucru de genul acesta, uitați-vă foarte bine pe adresă. Eu pot să setez să apară în momentul în care primiți un mail de la mine să fie Alexandru Mihai, da? Veritas, dau un exemplu, dar adresa mea să fie adresa de Hotmail. Să nu fie adresa de companie. Se intră chiar foarte multe în ultimul timp de genul ăsta. Primim de la clienți o groază de, și colegul meu, Paul, chiar mai înainte comentarii și că v-am spus să nu mai folosiți Facebook, m-a atenționat că mulți clienți sună efectiv că au primit notificări de genul ăsta, că diferite lucruri, dar multe dintre ele sunt efectiv și traducerea greșită. Da, deci cele mai multe atacuri vin prin zona de mail. Puteți identifica și stopa un astfel de atac uitându-vă foarte, foarte clar. Cine vă trimite mailul respectiv, verificați domeniul de pe care vine mailul respectiv, da? Dacă mailul are o șiruire așa de cifre și de caractere, puneți-vă și mai multe semne de întrebare. Nu dați click pe atașamente. În momentul respectiv, acel ransomware se activează. Da? Dacă mailul, conținutul mailului și expeditorul vi se pare cel puțin dubios, nu dați click, oameni buni, pe așa ceva. Sunt companii de securitate care vând traininguri anti-ransomware pentru a educa clienții. Da. Din punctul acesta de vedere, gândiți-vă foarte bine înainte să dați click. Știu că instinctul este, văd atașamentul, să-l deschid, să văd ce este acolo. Opriți-vă. Citiți mai bine mail-ul, vedeți cine a trimis mail-ul respectiv. După activarea contului meu de PayPal, am primit, cred că până acum, vreo 20 de e-mail-uri să-mi schimb parola contului de PayPal, în condițiile în care am multifactor authentication pentru accesul la platformă. Ce înseamnă multifactor authentication? Pentru a vedea că sunt eu în spate, înainte, în afară de utilizator și parolă, mai primesc și un cod. Știți, când faceți plăți online, banca vă mai trimite un cod pe SMS. Acela este un two-factor authentication pentru a verifica că sunteți dumneavoastră acolo. Exact. Da? Pentru că se făcea o clonare de card, mă duceam și plăteam oriunde cu cardul meu pe site, îmi făceam livrarea unde știam mai bine și pierdeam banii respectivi. Da? Bun. Alex, hai să răspunde și la întrebare. Sunt... Da. Dacă o companie... Hai să întrebarea. De securitate, să pun și pe ecran un pic să vadă și lumea. Deci dacă o companie are implementat o soluție de securitate de criptare a traficului, este protejată de atacurile ransomware? Dacă nu este, ce trebuie să implementeze în plus? Atenție un pic. Bogdan aici se referă doar
La, haideți să vă dau un exemplu. Știți castelele alea, două castele alăturate și un pod între ele, în care, pe care se întâlnesc prințul și prințesa? Dacă securizăm doar podul, nu este suficient. Da? Nimeni nu poate fura pachetele mele de date atâta timp cât eu le transmit între două sisteme sau două locații. De cele mai multe ori, fișierul în sine trebuie criptat, nu doar trafic. Veritas folosește pentru toate soluțiile sale pentru zona de transfer, fie SSL, fie TLS 1.2, care este ultima versiune de transfer criptat de document. Documentele respective sunt și ele criptate pe standardul AS256. Echipamentele Veritas sunt certificate FIPS 140-2. Da? Backup Express, soluția de backup pentru companii mici și medii. Când spun companie medie, mă refer la o companie care are undeva până la 40-50 de terabytes de date. Adică, credeți-mă, și bănci. Noi avem bănci care stau pe backup exec. Din punctul acesta de vedere, backup exec, o să intru acum într-o procedură simplificată de backup. Da? Cum fac backup? Îi spun, aceștia sunt clienții pe care eu doresc să-i protejez, aceasta este politica mea de backup, nu știu, să facă un full săptămânal, să facă zilnic incremental, și aici este storage-ul meu pe care doresc să păstrez aceste copii. Backup exec din punct de vedere ransomware blochează discurile pe care noi le alocăm sau storage-ul pe care noi le alocăm să nu poată fi modificate documentele acolo. Am testat lucrul acesta cu o companie de asigurări după atacul de tip ransomware. Da? Funcționează, oameni buni. Nu este o garanție că nu va veni un ransomware mai deștept să facă treaba asta, dar vă spun sigur că funcționează. Prin urmare, rugămintea este să vă folosiți de informația respectivă. Da? Backup exec blochează, practic, atacurile sau accesul la fișierele de backup și apoi modificarea lor. Automat, când am spus standardul AS256, fișierul respectiv de backup este deja criptat. Da? Teoretic, odată criptat, acel document nu mai poate fi criptat încă o dată. Ca să explic pe înțelesul tuturor, dacă îmi fac o arhivă, fac o analogie acum, da? Dacă îmi fac o arhivă ca să pot să comprim niște date, arhiva respectivă nu mai pot comprima încă o dată, pentru că este deja comprimată. Da? A, exact, da. Așa se întâmplă și la backup. Odată ce mi-am criptat fișierele de backup, sau nu ofer acces de a modifica fișierele mele de backup acolo unde le păstrez, practic am o componentă de rezilianță pentru tot ce înseamnă procesul de backup. Da? Bun, o să iau și următoarea întrebare. Care sunt cele mai importante criterii pe baza cărora alegem soluțiile cele mai bune împotriva atacurilor de tip ransomware? Atila, să știi că răspunsul tău este foarte vast. Nu există cea mai bună soluție, în primul rând. Există soluții pe care le folosim. O să mă duc în cealaltă prezentare și o să vă arăt care sunt cei 5 pași pe care Veritas îi recomandă pentru zona de ransomware. Da? Pentru, mai bine spus, pentru rezilianța de ransomware. Noi ca și companie de data management, noi nu suntem o companie de securitate, deci suntem o companie de data management, de protecția datelor și availability, plus zona de insight. Noi oferim din cei 5 pași, 3 pași. Protecție, adică zona de backup, să înțelegem pe scurt. Ce înseamnă backup? Să-mi protejez toate datele mele, indiferent de unde se află ele, să am date imuabile. Când testați o soluție de backup, nu testați doar componenta de backup, de a copia fișiere dintr-o parte în alta și apoi a face un proces de duplicare. Soluțiile de backup se testează când discutăm de zona de recover. Da? Eu trebuie să pot să revin și înapoi cu datele mele în producție în momentul în care am un damage. Fie el că se numește ransomware, fie că se numește eroare umană sau eroare hardware și așa mai departe. Da? Acum, în funcție de dimensiunea companiei, bineînțeles și zona de recovery, trebuie să fie mai lentă sau trebuie să fie mai în viteză. Ce înseamnă mai în viteză?
eu, dacă sunt, de exemplu, un magazin online, iarăși nu dau nume, nu-mi place să dau nume despre clienți, dar dacă sunt într-un Black Friday, dau un exemplu, unde fac vânzări la secundă și la milisecundă, poate o oră mi-aduce un damage de 20% din vânzările mele. De ce? Simplu, site-ul meu nu funcționează, clientul care dorea să cumpere produsul respectiv s-a dus la concurență pentru că acolo l-a găsit. Când vine Black Friday, ne încărcăm așa toți cu energie, da? La foc automat, căutăm repede produsele care ne interesează sau le punem cu câteva zile înainte în coș să vedem cu cât a scăzut prețul, căutăm la 2-3 furnizori și așa mai departe. Dacă eu nu sunt up and running în cel mai scurt timp, lucrul acesta se numește SLA, Service Level Agreement, eu s-ar putea să pierd bani. S-ar putea să pierd bani. S-ar putea să pierd din imaginea către piață, da? Și aici mă refer nu numai la clienți, mă refer și la parteneri de business pe care i-am. Dacă eu aș ști că Nicu are un virus, dau un exemplu acum, o altă analogie fac, parcă nu m-aș mai duce să mă loghez cu laptopul rețeaua One IT, da? Exact. Cred că atunci cu toate costurile posibile o să-mi deschid 4G-ul și o să mă conectez de pe telefonul meu, da? Asta înseamnă reputație pe care o avem în piață. Bun. Și o să vorbim și de zona de detective și vă vorbeam de acel tool de user forensics pe care noi îl avem, de data insight și de adaptare pentru analiza tool-urilor, analiza comportamentului tool-urilor pe care noi îl avem în infrastructură. Și aici mă refer la zona de data center. Da? Attila, după cum bine vezi aici, zona de response și identificare noi nu o avem. Identificare pentru mine ar însemna acel tool numit SIEM, da? Care îmi permite mie să fac user forensics și să urmăresc accesul la aplicații pentru utilizatorii mei, să monitorizez inclusiv aplicațiile respective. Și zona de respond, în sensul că eu pot să iau o măsură în momentul în care văd că sunt atacat. Da? Nefiind o companie de securitate, eu nu pot să fac asta la Veritas, dar aici există tool-urile de pe piață. O să vă gândiți la tool-uri de tipul Zero Attack a Day, nu știu, DDoS Attack. Aici cred că Nicu are o experiență mai largă de trăine despre tool-urile de securitate pe care vi le poate share-ui. Testați. Da, nu este cel mai bun. Și trebuie nu este cel mai bun. Efectiv în funcție de business și de flow de activitate, ce are în activitate. Exact. Multe. Efectiv, contează enorm să fie ceea ce ai nevoie strict în business-ul tău. Exact. O să mă întorc în cealaltă prezentare, o să fac un pic mai mare ca să vedeți pe ecran care sunt pașii pe care noi îi recomandăm. În primul rând, vă spuneam de educarea utilizatorilor. Instalarea ultimilor update-uri pentru tool-urile pe care le folosiți. Nu ezitați să faceți lucrul acesta, oameni buni. Chiar dacă vă vine în mijlocul prânzului, când aveți o grămadă de muncă, dați drumul la update-urile respective. La mine, la companie, eu nu pot să spun nu vreau update acum. La mine se face update, mă roagă înainte să salvez toate documentele pe care le-am deschise și la care lucrez și apoi automat sistemul de restart. Da? Bineînțeles, dacă sunt într-o conferință, pot să postpondez o oră, maxim două, dar nu mai mult de atât, eu trebuie să fac update-ul respectiv. Dacă nu, în momentul în care calculatorul meu este în idle, sau în sleep mode, el automat își va da drumul la update-urile respective. Alex, ține-o pic despre regula 3-2-1. Oh, e regula de aur și asta îmi place cel mai mult să vorbesc despre ea. O să merg și o să vă arăt și în celălaltă prezentare. Regula 3-2-1 este o regulă de aur când vorbim de protecția datelor. Da? Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă în felul următor. Eu trebuie să am 3 copii ale datelor mele. 3. De ce 3? Pentru că una se află în producție. Producția eu nu pot să o mut. Producția stă acolo. Da? Dar pot să fac o copie a acelor date. Da? Asta este primordial. Primordial este să-mi fac o copie a datelor mele. Cel puțin una. Pentru că vine celălalt 2 din această regulă. Și doi, ce îmi spune? Să-mi păstrez datele mele pe 2 medii diferite. Ce înseamnă 2 medii diferite?
Gândiți-vă la politicile de backup pe care clienții le au. Disk to disk to disk. Disk to disk to tape. Disk to disk to cloud. Da? De ce e discul disk to disk prima oară? Pentru a face un backup rapid și pentru a face un restore rapid. Recomandăm al doilea disk ca să, pe care să păstrăm ultimul backup pentru un restore rapid. Da? Disk to disk to disk. Ultimul disk sau cloud-ul sau tape-ul intră în acel 1. Să păstrăm o copie a datelor noastre în afara companiei. Da, pentru cei care folosesc tape-uri, de cele mai multe ori tape-urile acestea se fac săptămânal și se duc la bancă. Există acel backup admin care asta are în fișa postului. Am văzut în CV-uri trecut lucrul acesta pentru că este foarte important. Să ducă tape-urile la bancă? Da, Nicu, să ducă, să scoată tape-ul, să se asigure că tape-urile sunt schimbate exact, la tape. Integru și că totul e ok. Exact, iar backup-ul mutat pe tape să fie mutat în afara organizației noastre. Da? Dacă vorbim de cloud, în afara organizației noastre, da? Este cloud, este în afara organizației noastre, chiar dacă noi facem un VPN către zona de cloud sau un dark fiber către zona de cloud sau express route sau ce mai doriți dumneavoastră să vă conectați către infrastructura din cloud. Da? Deci foarte important este să respectăm acest 3-2-1. O să vedeți de cele mai multe ori în momentul în care o să primiți o ofertă de backup, la prima vedere o să vi se pară scump. Gândiți-vă cât de scump vă costă pe voi pierderea celor date. Sau vă spunem de recovery, să nu puteți să faceți un recovery din backup-urile pe care le aveți. Vă spun cu mâna pe inimă, cele mai mari licitații sau caiete de sarcini le-am văzut în România, acolo unde soluția existentă de backup a dat fail. Știu un asigurator care a pierdut 3 zile de muncă pentru că au mutat niște aplicații de producție din data center de producție într-un data center de disaster recovery, iar în momentul în care duminica au încercat să se mute înapoi în data center de producție cu aplicația respectivă, soluția de backup nu a putut face restore. S-au pierdut 3 zile de muncă. Nu vreau să vorbesc de persoana implicată în managementul acelei soluții, ce repercursiuni a avut asupra activității lui în cadrul companiei, dar 3 zile de muncă pentru un asigurator înseamnă destul de mult. Uitați-vă cât înseamnă cifra de afacere a unei companii, împărțiți-o la 250 de zile, să spunem, lucrătoare într-un an și o să vedeți cât înseamnă 3 zile de muncă pentru compania respectivă. Da? Să nu mai vorbim dacă prindem vârfuri de activitate, cum ar fi închiderea de lună, de închiderea de trimestru și așa mai departe. Da? Deci, soluția de backup, în primul rând, trebuie să știe să protejeze, da? Să facă backup, să aibă transportul. I-am răspuns lui Bogdan, o soluție doar care decriptare a traficului nu este suficientă, trebuie să avem o soluție să protejăm datele respective și la cele două capete ale tunelului. Da? Prin urmare, să fac un backup, să țin fișierele criptate, să nu mai poată fi criptate alte fișiere, da? Este foarte important. O altă regulă de aur, și vă spuneam că în industria regulată se întâmplă astfel de lucruri. Test restore capabilities regularly. Băncile și asiguratorii din România sunt obligate să facă un test de restore în fiecare an, să-l documenteze și să trimite raportul în urma testului de disaster recovery către BNR sau către ASF. Faceți lucrurile acestea. O să fiți pregătiți, în primul rând, că vă acomodați cu procedura de restore, da? Și o să vă garantați că aveți date consistente în zona de backup. Da? Nu uitați! Eu, în momentul în care aș achiziționa o soluție de backup, acest punct ar fi cel mai important pentru soluție de backup, să poată să facă risc. Că nu am o compresie de 99% pe backup-urile mele și am doar 92% sau 93% compresie, poate mai pun niște discuri, da, în soluția de storage sau mai cumpăr niște tape-uri. Dar să nu poată facă restore, e cu totul altceva. Gândiți-vă aici, am o mașină care merge cu 300 de km la oră, dar nu pot să o opresc. Cam așa se întâmplă.
Merge, e cea mai puternică, cea mai rapidă mașină de lume, dar nu pot să ofresc, n-am frâne. Da, contează enorm. Da? Uitați-vă la cauciucuri, aici fac o altă analogie. Îmi place să fac analogii de genul ăsta. Cumpărați cauciuc, premium, mediu și de buget. Da? Distanța de frânare între clasa A, clasa B și clasa C, uitați-vă în metri. Una este să stai la 2 metri în spatele unui tir, alta este să stai la 2 metri în tir. Exact. Da? Exact. Gândiți-vă foarte... Eu personal am pățit un accident, eram cu niște cauciucuri de buget pe a doua mea mașină. După accidentul respectiv am trecut pe cauciucuri premium și credeți-mă, nu-mi pare rău în momentul în care dau peste 500 de euro să-mi cumpăr 4 cauciucuri premium, indiferent că vorbim de vară sau de iarnă. Pentru că este viața mea în joc, integritatea asta mea. Și așa este, este exemplu cu casca de schior. De care cască dorești? De ce valoare? Depinde ce valoare are capul tău. Important este să avem cât mai multe airbag-uri la mașină, dar niciodată să le folosim. Exact. Da? Să nu vă pară rău că ați dat bani pe o soluție de backup și n-ați folosit-o. Oameni buni, n-ați făcut istorie niciodată, măcar faceți teste. Nu o să vă pară rău că aveți acolo. Doamne ferește, când se întâmplă necazul, se întâmplă. Și de cele mai multe ori se întâmplă când sunteți plecați la schi, când sunteți plecați în concediu, când nu e nimeni acasă și așa mai departe. Este important testul de integritate a datelor, că chiar am avut un client care nu a respectat toată procedura de verificare și efectiv a venit la un moment dat la noi și a zis că a încercat să recupereze o mașină virtuală și efectiv nu a mai găsit acolo ce vroia să găsească. Deci e important să fie teste de integritate a datelor. Este foarte important și v-am spus asta. Eu aș pune din punct de vedere al testelor pentru soluția de backup pe primul loc. Să pot să fac restore, să pot să fac un restore rapid pentru soluția respectivă. Aici e foarte important. Intră în joc alte două componente. Mediul de pe care fac eu restore, pentru că și aici e foarte important. Dacă fac restore din cloud, o să mă gândesc în funcție de cantitatea de date pe care o am, o să mă gândesc la un RTO la nivel de zile, poate, da? Dar de cele mai multe ori la nivel de ore, pentru că am o viteză de download al datelor mele. O să mă gândesc la minute în momentul în care vorbim de discuri, da? Alegeți foarte bine acel 2, pe ce tip de medii să pot păstra datele mele, da? Pentru că ne gândim la acea posibilitate de a face restore într-un mod mai rapid sau mai lent pentru datele mele și a reveni în producție, să-mi respect aurile de business. Da? Bun, o să mă întorc la celălalt slide și o să vă spun, pe lângă regula de aur 3-2-1, să vă spun cum face Veritas această regulă de aur chiar să fie de aur. În primul rând vorbim de Net Backup, soluția Enterprise de Backup din portofoliul Veritas, o soluție care stă de peste 15 ori consecutiv în cadranul de lider al lui Gartner, da? Este o soluție care are 24% cotă de piață din soluțiile de backup, este prima soluție worldwide din punctul acesta de vedere al market share-ului și al cantității de date pe care le protejează. Cel mai mare client rămâne strict între noi, în parteneriatul cu Google Cloud. NetBackup este soluția care protejează datele în interiorul platformei Google. Da? Prin urmare, cea mai mare cantitate de date pe care o protejăm este la nivel de data center Google. Bun. Deci este NetBackup. Alex, mai avem câteva minute să... Ok. O să mă repet aici. Vă spuneam să ținem 3 copii ale datelor, 2 pe medii diferite. NetBackup în principal, de fapt, NetBackup Appliance vine cu un sistem de operare Red Hat. Vă spuneam că cele mai multe medii afectate în atacurile de tip ransomware sunt cele de tip Windows. Foarte important la acest Red Hat, sistem de operare Red Hat cu care vine appliance-ul de la Veritas, este un appliance unde sistemul de operare este customizat. Ce înseamnă customizarea asta? Înseamnă că sistemul de operare nu lasă să ruleze alte procese decât procesele soluției de backup, Net Backup Software. Da? Foarte important, datorită acelui mariaj pe care noi l-am avut cu Symantec în perioada 2004-2014, built-in în sistemul de operare, se regăsesc soluții de tip IDS-IPS. Unic!
Țineți minte, este soluția unică din piață care are built-in soluții de IDS IPS. Nu există o altă soluție de backup care la nivel de appliance fizic să aibă aceste soluții înglobate direct în soluție. Da? Deci am un alt sistem de operare, am și soluții de protecție acolo. Da? Pentru a proteja datele mele într-un appliance de tip access, warm capabilities. Ce înseamnă warm capabilities? Scriu o dată, citesc de mai multe ori, nu pot modifica date de acolo. Capabilitatea de warm la nivel de appliance, la nivel de soluție access, este atât software cât și hardware. Nu este o soluție ieftină, vă spun din start, costă peste 100.000 un appliance de genul ăsta pe care să acopere 255 de tera de date, dar dacă am un client dintr-o industrie regulată, cu siguranță asta este o soluție pentru el și este de 3 ori mai ieftină decât cea mai ieftină soluție de la concurența noastră. Da? Deci cu un appliance de tipul access, eu pot să am al doilea mediu pe care să păstrez datele mele. Și foarte important, zona de cloud, soluțiile, aproape toate soluțiile de la Veritas conțin conector nativ built-in către providerii de cloud. NetBackup, pentru că este o soluție enterprise, are peste 80 de provideri, conectori de provider de cloud. Cei mai mulți sunt în zona de Asia, pentru că fiecare țară acolo și-a definit propria normalitate. Da? Știți că în Thailanda, China, Office 365 nu este compliant cu regulațiile locale, da? Și nu poate fi folosit. Noi am avut un proiect în care am mutat un client din un Office 365 în on-prem, din punctul acesta de vedere. Reguli interne ale lor. Da, backup exec DLO are conector built-in cu zona de cloud dacă vreau să-mi păstrez o copie a datelor mele și în zona de cloud. Puteți găsi foarte rapid filmulețe pe YouTube, căutați backup exec și Azure și o să găsiți filmulețe cum se configurează. Este un drop-down list, îmi selectez storage unde vreau să păstrez copiile mele. Da? Produsele Veritas din perspectiva securității datelor folosesc de cele mai multe ori criptarea AES-256, cel mai înalt standard de criptare a datelor. Da? Când îmi fac fișiere de backup, primul pas, în momentul în care am făcut primul backup, backup SE și net backup îmi va da o cheie unică de acces la acel fișier de backup. Acea cheie trebuie să o salvați și să o puneți în afara rețelei dumneavoastră. Vă permite să restaurați cu orice altă instanță de backup exec sau net backup fișierele de backup în urma unui atac de tip ransomware. Nu uitați de cheia respectivă, este cea mai importantă, nu este scrisă în pașii de ransomware resiliency, dar este primul pas, cred că la toate soluțiile care folosesc același mod de criptare a datelor, mi se recomandă lucrul acesta. Da? Nu o țineți în infrastructura locală, puneți-o cu totul altundeva, dar nu pe post-it și pe monitor. Da? Exact. Bun. Avem soluții și pentru mediul enterprise, cât și pentru mediul SMB. O să vedeți în ghidul acesta, o să-l rog pe Nicos și pe OneIT, ghidul acesta de best practice pentru zona de ransomware, vi-l trimite și dumneavoastră. O să vă trimite pe e-mail acest ghid în PDF. Sunt informații foarte interesante și se pot aprofunda cei care sunteți foarte interesați. Exact. Deci avem zona de backup exec, care este o soluție de backup pentru medii preponderent Windows, Linux și Unix. Da, acoperă majoritatea platformelor Microsoft, cum ar fi Windows Server, Exchange, SharePoint, SQL. Da? Deci pe mediul Microsoft acoperim tot. Desktop Laptop Options este o soluție de backup a datelor care se află pe stațiile de lucru sau laptopurile noastre. O soluție foarte inteligentă de backup. Veritas System Recovery ne ajută în momentul în care dorim să facem un backup la desktopurile noastre împreună cu sistemul de operare, să pot să fac un bare metal restore. SAS Backup este soluția de backup pe care Veritas o recomandă pentru protecția Office 365, G Suite sau Salesforce sau Dynamics 365. Vă spuneam, acoperim întreaga plajă pentru repozitorile noastre de date, indiferent că sunt fizice, virtuale sau în zona de cloud. Bun. Sper că am răspuns întrebărilor voastre pe larg. Sper că am dat o altă variantă decât predecesorii mei speakeri pentru ce înseamnă ransomware, care sunt versiunile sau ce anume acoperim din punctul acesta de vedere. Dacă aveți întrebări, contactați-l pe Nicu sau pe mine sau pe cine vreți de la OneIT. Cereți să faceți o prezentare detaliată pentru ce vă interesează. Avem versiuni de
test produsele noastre și le putem pune la dispoziție și, bineînțeles, putem oferi suport pentru zona de proof of concept, de testare. Alex, o chestie. Care e lucrul cel mai important cu care ai dori să rămânem în minte după această prezentare? Un singur lucru important. Nicu, eu sunt vânzător. KPI-ul meu principal este revenue. Prin urmare, eu trebuie să vând tool-urile Veritas în România. Dar pentru mine cel mai important în discuția noastră este educarea utilizatorului. Nu dați click pe ceva ce vi se pare suspicios. Educarea este pe primul loc în protecția de tip ransom. Că avem soluții prin care să revenim la o utilizare normală este cu totul altceva. Dar damage-ul nu-l putem acoperi 2 săptămâni cel puțin, suntem jos cu infrastructura noastră. Să nu vorbim de damage-urile indirect. Exact. Nu o să vorbesc despre produse, pun accent foarte mare pe oamenii cu care lucrez și, prin urmare, educația utilizatorilor este cel mai important factor de protecție și primul layer de protecție împotriva ransomware. Exact. Da? Eu pe cel mai important lucru, educația. Educația. Să nu dați click pe orice. Nu dați click pe orice, aveți grijă ce puneți pe Facebook, chiar când plecați în concediu. Puneți pozele după ce reveniți din concediu, cu un flavor frumos să vă reamintiți ce ați făcut cu o săptămână înainte. Concediu pentru mine este ok, fac poze în concediu, dar nu stau să șeresc atunci. La o săptămână, două, am timp după aia, dar în concediu mă relaxez. Asta vă recomand și voi, oameni buni. Ce să vă spun? Educația pe primul loc și primul layer de securitate împotriva ransomware attack. Și nu numai. Exact. Mulțumim foarte mult, Alex, pentru prezentare. Mare plăcere. Mulțumim pentru cei care ne-ați urmărit. A fost o prezentare foarte interesantă. Puteți să vedeți și arhiva dacă vă uitați la înregistrare. Dați un subscribe la canalul nostru. Sunt informații interesante care le prezentăm aici. Și în fiecare marți avem Tech Time. Sunt informații prețioase pentru tehnologia în business. Mulțumim, Alex, încă o dată. Mulțumim. Nicu, aș vrea să-mi promis ceva. Da. Că la anul o să avem iarăși un eveniment One IT, da? Dar o să avem un eveniment fizic. Fizic, da? Deci fizic. Asta fizic. Ne dorim și noi. Bun, mulțumim. Bine, domnule. O zi frumoasă în continuare și spor în tot. Numai bine. Stay fit, da? Sărbătorile vin. Stay safe. Numai bine. Salutări. La revedere. Salutări.